Românii plătesc sume din ce în ce mai mari pentru manoperă atunci când ajung la servici cu mașini avariate în urma unor evenimente rutiere și despăgubite în baza unei polițe RCA. Este motivul pentru care polițele RCA ar putea fi scumpite în viitorul apropiat. Datele oficiale publicate de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România arată că manopera medie pentru o oră de lucru a ajuns la 115 lei fără TVA în primele 6 luni ale anului, cu 14% mai scumpă comparativ cu anul trecut, când șoferii plăteau 101 lei. De asemenea, Biroul Asiguratorilor a publicat și un raport cu privire la costul mediu total al manoperei pentru o mașină reparată pe baza unei polițe RCA, însă datele sunt valabile pentru 2018. Astfel, un serviciu a solicitat în medie un tarif de 882 de lei fără TVA pentru manopera unei mașini reparate pe baza unei polițe RCA. Cum era de așteptat, cele mai mari costuri medii cu manoperă apar în cazul brandurilor premium, iar pe primul loc se află Porsche, cu un cost mediu de aproape 2000 de lei. Costurile medii ale manoperei pentru mașini Mercedes-Benz și Jaguar depășesc 1000 de lei, în timp ce Land Rover, BMW și Audi generează la rândul lor costuri medii de 800-900 de lei. Există și o surpriză majoră, reprezentată de Dacia, cea mai răspândită mașină din România, deoarece serviciurile solicită un tarif mediu de circa 750 de lei pentru manoperă, mai mult decât se cere pentru branduri precum Volkswagen, Skoda sau Seat. Cele mai mici prețuri la manoperă sunt solicitate pentru mărcile din Japonia și Coreea de Sud. Astfel, tarifele sunt cu puțin peste 500 de lei pentru mărci precum Suzuki, Mazda, Toyota sau Honda. Cel mai mic preț este însă trecut în dreptul brandului Smart, pentru care serviciurile solicită circa 350 de lei pentru manoperă.